Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Astăzi avem o emisiune cu totul și cu totul specială. V-am obișnuit din când în când, plecăm într-o deplasare. Azi dimineață, în dimineața asta ne-am deplasat destul de aproape, în București, într-un loc foarte important pentru fotbalul românesc. Fanii Stelei numesc locul ăsta templu fotbalului românesc, fanii lui Dinamo nu-l numesc așa, dar mă rog, nu discutăm despre asta în dimineața asta. Suntem în Ghencea, suntem pe terenul de antrenament pe care echipa din 86 s-a pregătit pentru cea mai mare performanță din fotbalul românesc la nivel de club și stăm de vorbă în dimineața asta cu unul dintre jucătorii foarte, foarte importanți ai Stelei din acea perioadă, unul dintre fundașii centrale ai Stelei din acea perioadă, Adrian Bumbescu, care în momentul ăsta este consilier aici la Steaua, la clubul Steaua, consilierul la prima echipă, consilierul lui Daniel Oprița pe probleme tehnice. Bună dimineața, domnule Bumbescu, și mulțumesc mult că ne-ați acceptat invitația și ne-ați primit aici în Ghencea. Bună dimineața și bine ați venit. Mă uitam la terenul ăsta, mă îmbie să vă întreb despre terenul ăsta, însă vreau altceva să vă întreb. Pițurcă spunea de curând, domnule, dacă Bumbescu juca fotbal astăzi, câștiga 20 de milioane salariu. Și vreau să vă propun un joc. E doar un joc. Începem așa cu un joc, că v-am văzut că sunteți într-o formă foarte bună în dimineața asta. Ce credeți că ați fi făcut cu 20 de milioane pe an dacă jucați fotbal acum, erați la o echipă importantă și câștigați 20 de milioane salariu pe an? Este o întrebare extraordinară de pentru mine acum, pentru că e o sumă extraordinar de mare. Da, așa, un joc de imaginație, 20 de milioane de euro pe an. Deci probabil pe an, adică... aș fi investit într-un centru de copii paralel cu munca care o depun aici. Și v-ați făcut Academia de Fotbal Adrian Bumbescu? Se poate, da. Mai mare decât al lui Hagi, dacă aveați 20 de milioane. Sigur, dacă ai spus 20 de milioane pe an, s-adunau și făceai o academie extraordinară. Asta înțeleg că e un mare regret, că n-a jucat în străinătate. Încep cu alea rele ca să terminăm cu alea bune. Da, este adevărat. Nu este nici momentul, și o să vă spun la momentul oportun, mi s-au pus câteva piedici în perioada aceea. Serios? De a pleca, sigur. Aveați, deci, în momentul în care s-a deschis fotbalul românesc, aveați 30 de ani, da. Dar în fotbalul românesc mai plecau fotbaliști mai rar și la 28-29. Da, este adevărat. Am avut ceva oferte la Bournemouth. Da, în Anglia? În Anglia. Asta înainte de Revoluție sau după? Chiar în 90, după Revoluție. Da. A venit Cornelul Matei, date familiare, pașaport, familie, tot să plecăm. La două luni de zile, deficit bancar, din Liga 2, Liga 3 a căzut. Da. A căzut. După aceea am fost un turneu în Belgia, unde am fost tot acela echipa de Liga 2, aici cineva din conducere a spus că îmi dă drumul și după aceea pe la spate mi-au cerut niște bani care s-a refuzat. Okay. Nu mai dau nume acum pentru că... Mulți bani vă cereau ca să plecați? Au cerut ceva, o sumă care în vremea aceea era o sumă mare, 70.000 de dolari. Ah, ok. Deci practic să dați dumneavoastră sau clubul? Nu, să-i dea lui ca să-mi dea mie drumul. Ok. Da. Bun. Sau au fost... ceva oferte, pentru că pe aceea chiar dacă aveai nume, dar nu prea se căutau fundași. Eram și la apogeu, 30-31 de ani, și a trebuit să plec o perioadă la 32 am jucat la Steaua, 31-32, după aceea am plecat la Steaua Mizil, la Mangalia, la Calatis, da? La Calatis, după aceea deci, practic, eram ofițer și trebuia să păstrez, era capitan, mi pare, pe aceea. Trebuie să păstrez gradul. Acum ce, mai aveți grad? Am ieșit la pensie, locotenent colonel. Dar pe teren erați colonel. Da, așa mi se spune. Dar erați colonel înainte să fiți cu gradul. Da, așa strigau colegii, prietenii din... Și ministrul apărării. Dar după Revoluție. Ați trecut prin multe porecle. Una era de jucător neamț, înțeleg. Da, Schwarzenbeck. Așa. Asta mi-a pus porecla, mi-a Pisticovaci. Ok. Mi-a Pisticovaci. Și acum, de exemplu, dacă vorbesc cu Țicleanu, Giorgău, ție de la Craiova, tot sunt niște Schwarzi. Da, da. Colegii foștii dumneavoastră de colegi da, de la Craiova. Da, unde am început. Povestiți-mi ceva de la Craiova. O întâmplare din copilăria dumneavoastră fotbalistică. Vreau să spun că eu am început la 9 ani la Craiova, la centrul de copii junior. Am avut un antrenor extraordinar de bun, Gili Ordănescu, îi se spunea minune. Da, minune de ce? Minune pentru că... avea șarmul ăsta lui de a ne încânta
Și la momentul când am plecat eu la fotbal cu încă trei colegi de clasă, un simplu test am dat. Am jucat acolo pe stadionul Tineretului, unde juca electroputere, pe iarbă, și după antrenament mi-a dat un jeleu. Acel jeleu m-a atras pe mine să mă duc la fotbal. Sub formă de semilună am citit. Semilună. Da. Geleu, de ce gust avea? De ce era? Extraordinar de gustos. Mai țineți minte ce gust avea? Din ce da, aroma? Da, așa de... acrișor. Ah, ok. Ceva lămâie, ceva. Da, da, cam așa. Și că mă făceam baie la duș și mă făceam în albie la casă. Ah, ok. Deci sunt niște aspecte care... Făceați baie acasă la albie? În albie, dar la casă. Ok. Nu era apă curentă, nu era... Ba da, era de la Craiova, dar nu... Nu era cadă. Nu aveai cadă, sigur. Albie. Da, albi sau legian. Ce se spune? Cum a fost copilăria dumneavoastră? N-am citit niciodată amintiri din copilărie, pur și simplu, nu fotbalist. Copilărie. Copilăria mea am petrecut-o mai mult, mai ales în vacanțe, la țară, la Segarcea. Ok. Unde e vinul? Da, da, da. De acolo e mama. Așa, da. Ok. Și eu am iubit foarte mult porumbii. Eram activ după fotbal și porumbii, dar porumbii au fost la numărul... Era scolumbofil sau doar așa? Nu, vindeam sticlele borcane, ouă lui mama din cuibar și mergeam și cumpăram... Porumbei, da, mulți. Aveam unul de la care cumpăram și îmi dădea de ăștia mai bătrâni învățați. Rotați sau de care? Nu, voiajorii, viorimi, sirlii, erau da, specii mai aparte. Și ce făceați? Îi creșteați? Nu îi creșteam, dar mulți plecau înapoi pentru că erau învățați. Ok. Până m-am mai... Deci pierdeați bani sau pierdeați ce... Pierdeam sticlele, borcanele care le vindeam ca să pot să cumpăr porumbii. Și plus grâu și porumbul lui mama care le dea animale. Eram... Când v-ați oprit din asta cu porumbii? Când am început să... Perioada 12-13 ani, când am început să... Cu fetele, cu astea? Nu, a fost foarte târziu, pentru că era, nu era acum și... Aveți față de actor, mă uitam în pozele din tinerețe, aveți așa, piersic undeva acolo aveați așa, cu părul ăla blond, okay. Lung? Și lui mama, când se plec la stadion, trebuia să-i fur cât un leu. Da? Da, de drum sau ce? Tata era milițian. Milițian? Era mai rar, da, era... șef de post prin comune, prin aia, venea mai rar pe acasă și eu trebuia să... Cum se cer banul? Mama, așa, casnică, și mai lua câte un leu 13 stații până la stadionul central, era foarte mult. Mai dus, cred, tot mă torceam pe jos. Dar n-am știut asta cu milițianul, tatăl dumneavoastră milițian. Și cum de nu s-a lipit Dinamo de la început? Ajunge și acolo. Așa, ok. Da, atunci... Am debutat la Craiova, jucând, am luat toate etapele de juniorat. Și la 16 ani, deși până la 16 ani am jucat undeva fundaș dreapta, mijlocaș dreapta. Unde n-am dat un randament așa... Erați cam înalt pentru mijlocaș da, dreapta. Da. La 16 ani a venit Silviu Stănescu, unde mare profil la fundaș central. Și am jucat la Tineretul lui Craiova. Pitrică Mare m-a jucat și un Ilimescu, un Jorgău, un Țicleanu. Mai jucau. Ok. Da. Viitor componenței Craiovei maximă. Da. Și am mare profilat. La 18 ani am debutat, țin minte, la un meci Timișoara-Craiova. Așa. 1-1. Ați avut emoții? Nu aveam emoții. Aveam pe domnul Nesu Rădinească, Danilo Oblemencu, care și la antrenamente loveam. Mă încuraja. Chiar pe el loveam. Jucat în Ligă Bătrânii. Da? Mă încuraja, nu zicea nimic. Joacă, fă-ți antrenamentul, nu ține cont de cine e. Și a fost l-am avut antrenori extraordinari. Am debutat, am jucat, simit atunci am zis, indemnizație de efort 1800 de lei. Și era salariu și indemnizație de efort, și nu? Salariul la autotransport 2000 de lei, acum aveam salariul mai mare decât al lui tata. Nu mai spunea de ce te iubi la fotbal, acum da. Că la mama de băiată, a dat bani la lemne. Okay. Sora mea era la facultate la Iași, trebuia să-i trimis și ei și... Așa am început să-mi și eu mai pufăiam o țigare, un Marlboro. Pufăiați, nu? Păi da, mai mergeam prin Palas cu prietenii mei, cu Mircea Irimescu și Cârțu. Dar prima țigară când ați fumat-o? Târziu, la 17-18 ani. Atât de târziu? Nu, da, da. Nu, dar primul șpriț când ați băut? Nu, târziu. Târziu? Da, da. Deci nu, ați fost cu minte, un băiat cu minte. Da, tot așa cu anturaj, cu... Ok. Da. Asta strică un fotbalist totuși, da, anturajul da, strică. Da, da. Mai ales Bucureștiul care e foarte periculos. Okay. Dar ați avut norocul că la început ați fost la Craiova totuși, nu? Da, da, da. Și la
uite, la 19 ani am prins acel meci cu Inter Milano. Jucase vreo 8-9-10 meciuri. Jucam când era Tilihoi suspendat sau accidentat. Da. Juca foarte bine atunci Tilihoi Ștefănescu, cu un lucru extraordinar. Și am jucat atunci meciul atunci cu Leeds United, la Leeds. Ok, care v-ați parcat atunci, nu? Sau? Da, da, am avut... Se mai vede? Mai aveți vreo... Pe aici, poate sus, nu știu. Este, vede un pic. Și a venit Cămătarul, jucă fundaș central vreo 5 minute, cam. Cât v-a pansat? M-a pansat. Dar nu v-a cusut, v-a pansat. M-a pansat. Uh-huh. Și... Impresia cu fotbalul englez, care a fost pe un teren în Anglia? A fost o experiență extraordinară, pentru că nu mai jucasem în nocturnă. A, era primul meci în nocturnă? Primul meci în nocturnă și atunci, cu o seară înainte de meci, o minge imaginară, spunea Valentin Stănescu, băi, Chiombe, ca așa la un moment dat. Tu vezi cum mai le făiam așa. Vezi bine sau? Da, de la tine, din dorința de a juca. Și a jucat extraordinar de bine. De ce? Intra lumina de la... Da, da, nu eram obișnuit cu... Ok, era prea puternică. În momentul când te sar cu cap. La cap, uh-huh, și stai acolo sus cu ochii reflectoare, nu eram copil, nu aveam experiență. Da, și la 20 de ani, bă, că eram jucătorul lui Craiova, eram puțin supărat că nu jucam mai mult, dar atunci așa eram eu atunci, că nu realizam. Și mi-a venit ordine corporale. Ok. Era marea problema unui tânăr în perioada comunistă, da, să te duci în armată. 48 de ore să fiu Ștefan cel Mare. La interne? La Ștefan cel Mare. La, ok, la dar cum de nu v-a chemat armata? Nu m-a chemat armata, m-a chemat tata fimiliție, mi-a zis, du-te că te dau dezertor. Așa, bun. A venit arul la poartă, m-a luat și m-a dus în club la Dinamo. Am stat o lună zile până am depus jurământul. Așa. Și după aceea, și culmea, după aceea am depus jurământul, am jucat contra Craiova. Așa, la Craiova. Da. Tata în tribună. Aoleo. V-am jurat. Și jurături, tata nu mai sporta. Viața te duce tot. Mai țineți minte cum suna jurământul la miliție? Nu, pe spectatorii, pe tata care cunoștea. Nu, dar când ați depus jurământul ăla. Nu mai țineți jurământul. Nu mai țineți minte, nu? Știu că am fost cu general Diaconescu undeva la Otopeni, am depus jurământul, m-am urcat în mașina lui și am plecat la Craiova. N-am făcut deplasarea cu echipa. Spuneați undeva într-un interviu că la Craiova erați, fiind copil încă, stăteați efectiv și căscați gura la ce povesteau jucătorii bătrâni când mergeați cu ei. Sigur, păi aveai un mai în vârstă. Mai în vârstă, nu bătrân. Un Costică Ștefărescu, da. un Beldean, un Donose. Fotbalisti extraordinari, Mitică Marcu, jucătorii extraordinari de mari pe vremea aceea, care jucau și în echipa națională, emblematici și fotbaliști. Plus că am avut o perioadă după ce asta cu Irimezu în camera asta cu Nae Ungureanu, așa, care ulterior a venit și la Steaua. Da. Dar iar un băiat de mare caracter. Povești care atunci erau extraordinar senzaționale. Mai țineți minte vreo una de atunci? Foarte mult, de asta face 40 ceva de ani. Nu prea mai țin minte așa, dar eram, să știi că era o echipă în care era și cateringă și dar plecat de la antrenor, de la Valerie Stănescu. Okay. Și la Oblemenco. Dar e același grup care cu 2 ani înainte, cred, cu Titi Teașcă, era mereu acuzat de Teașcă că vinde meciuri, că face, că drege, același grup. Mă rog. Același grup, începând cu Bala și Cârțu, care da, îl exact, da bine. Exact. Deci când a venit Teașcă, da, a schimbat toată generația aceea, da, veche. Cu Niculescu, Boc de Silic, cu Velea, Strâmbeanu, Ivan, Țară Lungă, Martinovici. A schimbat și a venit ulterior, da, pe Grila, Tilihoi, Ștefănescu. Pe Ștefănescu l-a reprofilat din mijlocaș fundaș central. Donose mai era parcă și Balaj din vechea gardă. De că ăștia au mai rezistat. Uh-huh. Și Mitică Mare. Cu restul... Deci, l-am prins o perioadă, am fost și la Galați o perioadă. Așa. Am fost la Galați. Dar n-am avut... doar câteva luni, m-a luat așa cu el. Dar n-a vrut Craiova să dea dezlegare. A, serios? Nu am știut asta. Am fost. Și cum era? Că lumea spune că... Unii spun că era un hai să nu zicem impostor, dar nu era... Era un om foarte dificil. Unii spun că era un om înaintea vremurilor, alții spun, domnule, era un tip foarte dificil, foarte... era paranoic că lucrează jucători importanți, că... Nu-i plăcea să fie contrazis, îi plăcea să aibă el... Ultimul cuvânt, trebuia personalitate. Și dacă intrai cu el în clinci, erai... Curățat. Da, era...
Vă pare rău că n-ați prins Craiova Maxima în semifinală cu Benfica? Că ați plecat la Dinamo? Nu mi-a părut rău, pentru că parcursul vieții mele, această ascensiune, pot să o numesc, m-a dus viața acolo unde destinul, acolo unde a fost cursul. Deci m-am dus la Dinamo, unde nu regret, un club extraordinar care s-au supărat fanii selici, dar vreau să spun că respect clubul Dinamo, niciodată nu o să vorbesc curat de Dinamo, pentru că am câștigat o cupă și campionat acolo. Celebrul meci cu Inter Milano, când l-am ținut pe Altobelli și după aceea ne-a eliminat IFK Göteborg. Deci trebuie să... Și în primul rând n-a fost voința mea. Așa, eram copil, a trebuit să merg pentru că să-mi satisfac stagiul militar. Nu regret, de acolo, de la Dinamo, a trebuit să plec la Scornicești. Așa. Un schimb cu Alexandru Nicolae. Alexandru Nicolae, cel care avea să greșească fanii lui Dinamo. Eu sunt fan al lui Dinamo, eram fan al lui Dinamo, a greșit cu Liverpool și cu Sampdoria. Sunt inerente, vezi? Asta este misiunea ingrată a fundașului central de marcaj. La el se vede orice. La Dudu Georgescu, dacă greșea de 7 ori, tot 0-0 rămânea. La Alexandru Nicolae, dacă greșea de 2 ori, era 2-0. Da, dar eu nu mi-aduc aminte, de exemplu, la dumneavoastră de o greșeală, repet, am fost fan Dinamo. Da. Nu mi-aduc aminte de o greșeală atât de mare cum a făcut el astea două în meciul european al lui Dinamo. Și dacă te uiți bine și la meciul cu... Și mă uitam la meciul golul, da? Cu Inter, eu am greșit, am șlefuit-o puțin de grămadă. Da? A fost, dar n-a rămas, vedeți, asta n-a rămas în minte. Sigur, ăștia mai... Mai grave se simie să tipăresc așa. Povestiți-mi una de la Dinamo, ceva de la Dinamo, ce mai țineți minte? O întâmplare pe care o puteți povesti. O întâmplare. Și acolo a fost un colectiv bun cu Stredi stăteam, cu Dinu făceam cuplu. Așa. Cu Dinu. Cum era Dinu ca om de coleg de linie? La... Coleg de linie extraordinar. Era cu Caterin ca el și dacă și era pe teren, nu. Okay. Stăteam foarte mult la Săftica. Okay. Foarte mult stăteam la Săftica. Ce pot să spun, prima lună când am făcut, a trebuit să stau în club, singur acolo, mai coboram și eu și mă luau ruibiștii. Așa. Foștii mari iubiști, Aldea, Dărăban, Borci. Și am fost cu ei odată și am avut 300.000 și 400 de beri. Și zic, mă, ăștia fac botez. Și de atunci n-am mai fost cu ei. 300.000 și 400 de beri? Da, atunci. Wow. În câți oameni? În? 5 sau 6 era. A, nu cred, așa. Da, da. Așa era. Ifte tartar, cu aia. Bine, era... Și... Dinu pe teren. Cum era Dinu pe teren? Să striga, coordona, cum? Sau da, era da, era cu... un... Era atunci perioada și avea mai multe funcții. Era secund, procuror, scria... Asta cu procurori. Scria... Era. Păi ce așa strica de procurori? Da, știu. Scria Cornel, da. Procurare. Scria la, și la gazetă. Da. Le avea pe toate. Și căptea de echipă. Și dușman cu Lucescu. Nu l-am prins pe Lucescu. Pe nu, da. Cu Dudu erau puțin în... Erau. Din cauza soției. Da. Nu vreau să vorbesc. Ok, da. Așa. Da, înțeleg că stătea cu dumneavoastră să vă arate cum se lovește mingea? Da, asta vin și acolo, vin și acolo. Deci eu stăteam cu Stredie și cu Ghiță, cu Foca în cameră. Și nu odihneam, tu jucam șah tot ziua. Șah? Șah tot ziua. Eu când eram mic, când stăteam acasă și la un... Jucam cu toate țintar foarte mult și după aceea am învățat și șah. Și aveam un masor care, de câte ori venea din masă, 5 minute masaj, un sfert de ore era șah cu partidă, cu el revenea, Rada. Da, jucam. Și mereu jucam așa. Și ce am mai spus mai devreme? De Dinu. Cu... Cum vă învățați să loviți? Da, după antrenament, 20 de minute, o jumătate de oră, la semi înălțime, lovirea minge cu ciretul, cu stângul cu dreptul. Niște chifle extraordinare, că e foarte grea lovirea minge la... cu un metru să lovi mingea. Lovirea și... Mi-a explicat și foarte... Și altceva ce l-am învățat la Cornel, să leg fașa elastică. Care tot la viața. Glezna? La glezna, extraordinar, așa, cu peste tendon. Am avut o accidentare chiar la încălzire, da, și am rezistat o repriză și m-am văzut, uite. De acum joacă cu feș, ca ei. Și am jucat tot viața. Și care era secretul? Cum? Trebuie să pui fașa, mulți nu știu să pună fașa. Așa. Trebuie să și mici piciorul în momentul când o pui, că după rămâne țeapănă și nu mai... Ok. Și mici puțin piciorul și legi, sunt mai multe, trebuie să... E skepsis, nu? Da, sigur. Mm-hmm. E foarte interesant. Dar am avut un nucleu de cu Dudu Georgescu, cu Meri Dragnea, cu Custo, cu Oneață, iar Țălna, Dudu, cu Orac Piticu, iar extraordinar. Stănescu a fost pentru mine un cel mai bun prieten. Da. Papa Dacă îi spunea, da.
Venea cu pește de la Bobadac. Da. De ce ați plecat la schimb cu Nicolae, cu Alexandru Nicolae, da, la FC Olt? Era cumva un pas în spate în aici carieră. Aici, după ani de zile, mi-a zis Dinu, aici a făcut cea mai mare greșeală. De ce? Că mi-a jucat 10 ani și asta m-a jucat 3 ani cu Nicolae, sau 4. Știi, era diferența de 5 ani de vârstă și la nivelul la care am jucat eu și el. Cam asta a fost... Greșeală mare pentru Dinamo să vă lasă. Așa au spus ei, eu nu pot să-mi... Dar, exact ce vorbeam mai devreme, cursul vieții, destinul te duce... Dar aveați, deci era la Dinamo, de la Dinamo ați plecat în 82, deci aveați deja două titluri de campion la 82 da, de da, ani, da, cu două echipe la diferite. De ani, să le spunem oamenilor că aveați să deveniți primul om alături de Tudorel Stoica cu 7 titluri, cu 3 echipe diferite, da, dumneavoastră. Da. 7 titluri de campion, doar Lăcătuș are 10. Are... E mai mic. Și a prins, da, și generația. A prins și generația după s-a întors și a mai câștigat niște titluri. Da. Scornicești, cum ați văzut-o? Cum v-a picat când ați aflat, băi, trebuie să pleci? Nu depindea din nou de dumneavoastră? Deci să a fost, era Nanae Nicușor cu Dinu antrenor atunci, când am plecat. Și eram la cantonament la Bistrița și mi-a spus Nanae, dacă vrei, rămâi, dacă nu, da, uite, la ce pe Nicolae, e mai greu să joci. Și de-aia jucam relația cu Dinu și cu Păguzeu foarte bine. Și după aceea m-a sunat, m-a contactat Halagian, da? Și am plecat la Bistrița singur până la Târgu Mureș, la cantonamentul lui Scornicești. Și acolo îl cunoșteam pe Piții. Da. Pe Piții. De unde vă știați? Păi la junior. De la Craiova. De la Craiova. Ok. Piții, Cămătaru, erau la juniori. Irimescu, Jolgău, îl cunoșteam. Okay. Balaci. Da. Balaci ăsta, Boldici. Iar. Și asta, 2 ani de zile, ne făcusem echipă foarte bună. La Olt. Da, toate că spun că erau niște numere mai ciudate, dar Arici un portar extraordinar. Preperiță fundația. Cățoi făcea cu Denuțul Cățoi, da, care juca la, cu amândoi, fundația central, la Sportul. Stânga tot așa, unul Matei, la mijloc aveam Marian Popescu, talent extraordinar, cu Eftimie și Șoarece. Șoarece e un fotbalist extraordinar. În față i-am mandit Pițurcă. Și mai era în spate. Da. Da, echipă, la lor le termina pe locul 4. Era acela. O echipă protejată, că era echipa din... În campionat nu era protejată. Nu? Deloc? Nu era protejată. Era echipa, să le spunem, din satul unde s-a născut Ceaușescu, da, devenise da, oraș, da. Scornicești, da. Da. Ce oraș? Că stăm la o vilă și la... pe care l-am trebuit la Porumbi. A, da? Da. Da, da, el avea statut de oraș, crescuse, nu pentru știu, că nu știu, devenise oraș, nu era sat. Erau vile foarte frumoase. Da. Erau, da. Chiar am primit o casă acolo, pe aceea a trebuit să plec să o las. Cum era Halagian? Dificil. Un băiat așa, omul care... am o amintire extraordinară cu el. Cu Armeanu, ca așa spuneam. Primul rând, te înțelegea. Și era pentru jucători. Uh-huh. În al doilea, primul an, a fost capitan de echipă... Șoareci. Și după aceea m-a pus pe mine. Și nu s-a supărat. Și aveam un pariu cu el. Echipa, de exemplu, mergea, spunea tu... Îmi spunea Papagale mie. Papagale pentru că mi-a luat banii la poker în Liban și că m-am întors să am putut la ușă, cine e Papagale care a pierdut banii și așa și atunci Papagale ia zi. Te duci la fiecare și spun, de exemplu, Pițurcă 200 de lei și Parișul 300, Bumbescu 4 așa. Și luai banii de la ei pentru meciul din deplasare. Așa. Dacă tu câștigai să făceai meciul, îți dădea Halagia în dublu. Dacă pierdeai, este era pariul lui cu nu cred așa. Cu echipa, deci, practic, da, avea un fel de ceare cu jucătorii, da, 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 și dacă câștigați, mai dădea el banii. Ne dădea pariul dublu pe, de pe hârtie. Wow. Dacă nu luai el banii, asta respecta chestia asta, adică când da, câștigați... Da, da, sigur, da. Dar el banii oare îi dădea de la el sau vorbea cu cei din nu club? Crede, așa, da, nu știu. Că era un tip totuși... Și într-o miercuri am jucat cu Slatina, da, cu cea mai cea amical. Joi așa aveam un glezna, butuc neagră. Papagale, mergi la Iași. Să jucăm de Florină, nu pot. Dar pe mergea, sincer. Nu, mergea Iași. Păi dau prima dublă. Lasă-mă plec cu prima lumea ta, că nu pot să merg. Doamne, m-a luat, am jucat duminică. Dimineața, la ora 7, cu masorul la ușă, cu gagiu, hai. Mi-a pus fașă elastică, capsoline, făceai pe tine durere, așa, călzitor bun și antrenament pe stadion, să văd dacă pot să mă mișc. De-abia și că pot, mă durea. Da. Am jucat meciul, am făcut 1-1. Wow. A dat, țin minte, Ursul, fundașilor central, cu capul gol și a dat Ilie Bărbulescu din 11 metri.
Și m-am întors cu prima dublă și cu dublu din la Paiu. Era fomică, trebuia să jucăm. Da. Asta era. Ați venit cu plete la Scornicești? Da, da. Și da, nu da. V-a tuns halagian? Nu, că era... mergea cu mine. Nu? Înțeleg că pe toată lumea tundea. Că mă supăra, de exemplu, avea perioadă când plecam cu Pițurcă. Soția mea născusă, Mia era gravidă, da? Soția lui Piții, cu Bighi, cu Alexandru. Și cu el făcea naveta cu Piții. Stă la Craiova și venea dimineața la antrenament. Da? Și Piții mai de multe ori, papagale, hai mergem acasă. Păi de ce, băi? Dacă plec singur, poate mă dea armea în afară. Hai, mergem amândoi, era și captain de echipă. Hai, eu cea cu Piții. Deci nu v-a tuns, făceam, nu v-a tuns, asta e... Nu m-a tuns, nu m-a tuns. El era cu să fii bărbierit, în primul rând. A, bărbierit-o era. Bărbierit, da, dar spunea mâna așa. Da? Da. Verifica cu mâna? Da, la dinți, la unghii, avea. Serios? Da. Știți ce vreau să vă întreb înainte să începem pe episodul Steaua, care de fapt e marea miezul carierei dumneavoastră. Vreau să vă întreb o chestie. Povestesc foștii dumneavoastră adversari cu care am mai stat de vorbă la emisiune că aveați un obicei, când stăteați un pic mai departe de ei pe teren, dar voia să intimidați, venea și tropăiați un pic pe teren. Adică călcați așa mai apăsat ca să se audă iarba cum dubluiați. Băi, mă lăsați mă mică, că dau interviu. Băi, n-auzi. Băi, e a șaptea oră. A dat-o departe. E adevărat sau nu? Aveați trucuri din astea? Nu, trucul ăsta îl făceam cu lăcătuși pe acolo, pe culoare. Așa? Pe tunel. Cum? Să că avea rezonanță. Să aveam un tabla aceea cu crampoane și mai ne uitam așa, băi, ce număr ai cu tata, vii să câștigi în Ghencea, o chestie de așa, de psihologică, nu... Da. Pe teren mai discutam, mai vorbeam, că mai am ajutat, mai jucase controlor, mai discutam, dar nu... Da. Și vreau să spun că, bă, că l-aveam, am jucat foarte dur, adică dur, la mingi. Îmi plăcea să fiu, nu îmi plăcea să-mi dea craci, să-mi dea pite picioare, să aroganță de asta, să mă dribleze la modul sfidător. Da. Mă dribleze, mă invitez asta la modul sfidător. Erau de ăștia șmecheri. Mai țineți minte vreun episod cu vreunul care v-a vrut să vă facă și l-ați... Foarte multe, mai mi-aduc așa aminte cu... Pe vreunul pe care l-ați capsat după o impertinență de asta. Jucători foarte tehnici, pentru că viața m-a dus... De exemplu, am jucat la Scoricești, am jucat contra lui Scoricești, la Craiova contra lui Scoricești. Da. Și erau fost colegi de multe ori în teren, nu mi-am văzut de o treabă de asta cu Scoriceștiul. Așa. La Craiova. Am jucat și era 0-0 până minutul 80 ceva. A doua repriză, Cămătarul, băi, bun, bine, pierdem cupele europene. Ce facem? Ce facem? Dă-o să afară pe... Eliminase pe Cârțu și pe Nea Ungureanu, jucau un nou. Așa. Nouă oameni. Dom'le, și vine Ciclanul pe partea stângă, centrează, dom'le, și când sare Cămătarul peste mine, dar în primul rând când a plecat, m-a călcat și a pierdut din elan. Mai peste o troacă, gol, mamă, tot stadionul central. Pe parte mă bucuram, așa, că se ducă cu pe parte, că nu luam prima, știi? Râsul plâns. Dar asta era cu intenție să vă calce ca să-și câștige avantajul sau s-a întâmplat? S-a nimerit atunci. A, okay. S-a nimerit atunci, dar m-a și călcat. S-a venit în viteză extraordinar. 2 metri dacă le lăsai, era extraordinar de puternic, ca Bucami. Dar totuși, de unde porecla asta de foarte dur? Că s-a dus, adică auzeam de la ăștia mai bătrâni, ziariștii bătrâni, domnule, erau Tonka Stoker de la Jiu în anii 70. Da, da, da. După aia a fost Bumbescu undeva pe acolo, în categoria asta. Eu am jucat, cum să spun... am avut și o perioadă când jucam mai dur, dar la minge jucam, să știți. La minge jucam. La minge. Pentru că în momentul când am venit la Steaua cu echipa tehnică, și la Craiova era echipa tehnică, dar era mai puști. Și aici m-am cizelat. Și a trebuit să intru într-o echipă bună tehnică, să compensez și eu. Era Iovan tehnic, Belodelic tehnic, Bărbulescu stânga tehnic, în față Stoica Belonii, Majarul ăștia tehnici. Da. Eu mai șobănel, hop, hai să faci o ca ei, nu? Mai la 5 contra 2 care îl făceam. Era greu la 5 contra 2? Prindeai la mijloc 2 minute, era fizic. Nu mai trebuia somnic direct. Dar și aveam cu Stoica, cu ăștia de la mijloc de numai ieșai. Da. Nu, era... Dar cum v-ați desprins de Scornicești? Cum de-ați plecat? Că înțeleg că n-ați plecat tocmai, ați plecat un pic pe furici de acolo. M-a sunat Pițurcă pe fix acasă. Așa, atunci era fix, ca, na, era... Da, pe fix acasă și mi-a zis că dacă vrei să vii la... Mai vorbisem și înainte ceva, bă, dacă vrei să vii așa. Vezi că vin și te iau... El a venit cu băiatul Alexandrescu,
cu două mașini, mi se pare cu două aro, unul l-a lăsat acasă, că se mai proceda la noi cu aro ăsta, intră și acolo, nu? Mai ales Beroni, era un mic escroc. De ce? Treaba asta. Păi venea mai târziu la cantonament Beroni. Așa. Și spunea că nu mai se retrage, pleacă dacă nu îi dă un aro, așa făcea mereu. Sau aprobare. Înainte de mereu. Începutul sezonului sau când? De cum să, da, dar și făcea loți. Și dădeam aprobare. De cum să nu, Valentin imediat. Așa. Și s-au plecat cu o mașină și la 5 dimineața a venit, au plecat la Craiova, s-a dat mașina lui Piții, s-a întors cu Mihai, cu băiatul lui Neion și m-a luat de la Scoricești. Din casă? Din casă. Da. Țin minte că cu câteva zile înainte auzise ceva Nealică, fratele lui Nealică Bărburescu, care era cumnea cu Ceaușescu, da. Ținea pe sorusa. Și era un fel de primar mare. Okay. Da, și m-am luat pe la Craiova, mai beam un șpriț cu el, mai m-am bătat ca să nu plec. Uh-huh. Mai dădea 25.000 de lei, pe primele erau bani. 25.000 de lei, era, o Dacia era 70, nu? Era un sfert de Dacia. Un sfert de Dacia. Da, mai mult decât un sfert. Așa. Da. Și am plecat până la Pitești, ne-a urmărit Emil. Emil Bărburescu, nepotul lui Ceaușescu. Da. Era comandul poliției, era capitan Emil. Bine, și cu atinis cu el, făceam sau mergeam la cramă cu el, bea extraordinar. De-aia părul că am plecat și ne-a anunțat, nici eu n-am procedat, dar nu plec, puteam să plec altcumva. Puteam să plec. Dar pe vremea nu era riscul să fii suspendat pentru că era steaua? Nu, era... pe să ți-au înțeles între ei. Da. Și am venit aici la hotelul Haiducului, m-am încazat Piții. Țin minte că am fost și-a luat și din shop un carton de bere, am băut cu el. Așa, cu... da, să sărbătoriți. Da, dimineața am fost direct la Ilie Ceaușescu. Și a spus, doamne, astea mi-am avăzat picior, că să te facă ofițer, să termini liceu, să te fac la facultate, să termini liceu și să de acasă. Ceea ce okay. Asta a fost condiția. N-a vrut să mă facă locotenent pentru că a fost la Dinamo, aha, sergent. Și am avut argumente, că nu terminase liceu, l-am terminat la Politineanu. Ok. Și asta, toate care le-am spus, mi le-a îndeplinit. Cu Halagian, antrenor? Cu Halagian, primele 7 etape. Ce s-a întâmplat cu Halagian? E o discuție care între timp s-a mai estompat, s-a uitat, dar s-a vorbit foarte mult într-o vreme. Dom'le, ce contribuție a avut Halagian la construirea echipei din 86? Eu știu că în momentul când a venit, bine, a venit cu Piți, dar știa că vine și Armenu. Da. Dar l-a adus pe, deci să spune că m-a adus pe mine, ceea ce a contribuit și Piți, pe mine, pe Radu Doi, Bărbulescu, pe Beroni. El a dus. Da. El a dus. Da. Dar nu s-a adaptat. Sau? Nu a fost... El avea avut... și el ca teașcă, intrat în clinciuri cu... Conducerea. Printre care, dacă te luai, intrai în clinci cu Neion, n-aveai nicio Alexandrescu. Da. Neion te... Da. Și, de exemplu, el făcea ședințe cu noi și spunea, nu mai gata, nu, eu și secundul, ceilalți n-aveți, nu participați. Deci Neion să nu participe. Deci, care venea după jucător, el propunea prin el să discuta. Cam asta a fost. Știți că am făcut din 7 etape un singur meci la casă. Prima etapă cu FC Argeș și arată Radu 2. Și în restul mai victorii și după 7 etape la tavară. Okay. Pe Arman. A venit Ienei și așa echipa a câștigat titlul și în anul următor. Da. Dacă ar fi să povestiți din anul câștigării Cupei Campionilor, dincolo de momentul câștigării propriu-zise, trofeul, ridicarea trofeului, care e momentul de care vă amintiți cel mai puternic din sezonul ăla european, mă refer? Din anul european, din parcursul european. Păi, dacă luăm, nu putem să spunem că a fost mai moment. Au fost foarte multe momente, dar pentru că au fost meciuri foarte, foarte puternice. Cu finlandezii au fost momente. Cu finlandezii acolo... A fost un moment cheie, minutul 85-86, în care m-am întors, chiar pe mine m-am întors, m-am întors și i-a dat aparatul lui Cadam. Și era prin ultimele minute, mai egalam noi pe gheața aceea. Fusese 0-0 aici. 0-0. Da. Pot să spun la meciul cu Anderlecht. La 1-0 pentru noi a apărat iar extraordinar de bine Helmut, tot așa un șut al lui Verkauter, în parcă. Și... dar... meciul cu Anderlecht a fost de referință. Simte că dimineața meciului au venit două elicoptere și au uscat gazonul. Da. Și ne-am văzut pe
Belgieni îmbrăcați la costum frumos. Ați făcut și noi ca ei, în următorul meci să fie și noi ca ei. Așa. Frumos, am fost la pacă, ne-am îmbrăcat. Era prima dată când vedeați niște adversari în costum. Da, 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 da. Eleganți. Da, da, da. Mai vedeam pe casete video. Aha, ok. La Spanii, iar vedeam, uite ce frumos sunt îmbrăcați, uite cum merg pe teren, cum văd. Da. Vreau să mă întreb dacă făcea schimb de tricouri și după aia o să mergem spre finalul. Nu prea, nu făceam, pentru că nu aveam tricouri. Nu, vă dădeau, nu? Nu aveam tricouri... Cum ar fi acum de antrenament? Okay. Așa era. Nu aveam încă... Jucam cu Adidas, parcă. După aceea a venit Nike. Nu, erau, nu cred că ați avut. De slabă calitate. Nu erau... Mai la antrenament aveam niște tricouri care dacă te trăgea puțin așa, se rupeau. Nu. Adică n-aveți nicio amintire de genul ăsta, nu știu, să zici, să spuneți, până a rămas cu tricou, nu știu cui. Ba da, a rămas cu final, de la finala Cupei final. Campionilor, am făcut schimb cu numărul 4, cu Julio Alberto. Așa. Și l-am și acum, singurul tricou, da. Unde îl țineți? Sunt curios unde îl țineți. La nepot, în mare, nu. În casă, e da, rămat da. Sau e băgat într-un dulap? Nu, nici eu nu știu unde e. Fie mea, e totuși tricou dintr-o finală de Cupa Campionilor. Da. Și am făcut schimb cu Maldini la a doua finală. Și mai știu, tricoul ăla nu mai știu. La... Cu Maldini. Da, mai... Era copil Maldini atunci. Da. Mai țineți minte zgomotul de la finală din 86? Da, nu puteți să vorbești, să vorbești ceva, să strigi, pentru că nu te auzeai. Erau, nu știu câți, când au fost 60, 70, 80 de mii. Și la ei era extraordinar. Și vezi, aici a fost pentru că marea majoritate lui aveam experiență decât internațională. Ales și jucase la Craiova, la 19 ani cu Niționat, la 20-21 cu Inter, cu Dinamo, da. După aceea cu loturi naționale tineret, încă unde putea să la echipa națională. Era asta perioada la 26 cu Lucescu, da, cu Norvegia. Da, da. Era perioada cu aceea, era Gino, erau cei de la Corvino, mm-hmm. Lucescu și nu... Nu puteai să, da, să te apropii. Să te apropii, sigur. Finala. Mai spuneți-mi de la finală ceva. Ceva ce s-a întâmplat și lumea n-a văzut la televizor? Vreau să spun că așa de fraier, cum să spun, la modul că noi n-am știut să ne bucurăm. După noi, au fost și soțiile cu noi și nu știu, eu sfinșe, nici măcar n-am băgut din gura din cupa de șampanie. Nu? Nu, pentru că nu mă simțeam bine, l-au obosit. Trebuie să cam zi m-am odihnit. Serios? Ca a doua zi să mă duc cu soția să iau căruciorul sportului fiul meu, să cumpăr gumă de amestecat, ce aveam pe scris, să cumpăr... Asta era că vedeam comunism. Incredibil. N-aveam blugi pentru fată. Deci erați, practic, vă făceați datoria de soț, de cap de familie, deși erați campion al Europei. Sigur. Mi se pare că mi-a dat $1000. Și Aro ăla? A, bine, Aro după aceea. Acolo, spune oficială, ne-a dat pe așa, pe fragmente. Prima dată cele patru furia de fund. Așa. Îți ducat, după aceea mijlocat și patru... Aro. Însemnat, da, Aro. Veneau, nu? Le aduceau, dar ofițerii... Erau scoase, nu? Erau noi. Mai aveau ceva rugină, dar era pus chit peste. Ok. Și ce ați făcut cu el? L-ați vândut? L-am vândut, da. Toată lumea îl vindea. Erau bani atunci, erau 240.000 de lei. Ciobanii de prin țară aveau nevoie de... Nu știu, era dolarul 18-19 lei. Ok. Da. Nu, dar nu puteai, păi avea și Daci și nu aveau eu cu două mașini. V-a fost frică la finală, în meci? Nu. Niciodată? Nu. În timpul meciului să aveți nesiguranță, mi-a fost frică, cum să spun, bă, nu la finala asta de 86, da, mi-a fost frică. V-a fost. La cea cu Milan nu mi-a fost. Nu, la 86 vă întreb. Da, foarte frică mi-a fost. V-a fost frică? Da, mi-a deși fost erați deja... Sădeam cu Iovan în cameră și spuneam, bă, țărane, să nu luăm multe. Să nu luăm multe, serios. Uh-huh. Fari era mai încrezător așa. L-avem pe Belo puși lângă mine, 22 de ani. Lăcă, tot așa 22 mai puști. Da. Știi? Păi asta e echipă matură. Erau Pițurcă, Bălori 30, 31, 32, Toica 33. De? Când ați văzut că începe penaltiurile și ratați, mă rog, ei ratau, dar ratați și Steaua a ratat primele două penaltiuri. Ce simțeați? Erați la mijlocul terenului, acuză, ați văzut Steaua așa? Am văzut și Lăcătuși și ăștia prin presă, că? Acuză, vai că mulți și-au dat, nu intram în calcule să execut. Că v-ați fi dat lovit? Nu, am dat ghetele jos, eu mereu jucam. Ceva am povestit mai devreme că aveam cu feșele. Da. Și întotdeauna aveam gleznele umflate. Ok. Și îmi puneam feșe. Și mi-am dat ghetele jos eu. Mai rău mă atacă și la asta că vai de frică mi-am dat ghetele jos. De unde că aveam probleme mereu am avut cu gleznele. Dar bătuseră vreodată? Adică... Am bătut târziu, pe 88-89, cu Montpellier.
într-un meci amical, era Bataric pe naționale, cu interiorul, apăratul, atunci n-am mai bătut. Ah, okay. La antrenamente ne obliga. La antrenamente. Vă obliga. Da, da. Și băteați cum? A rămas dacă ar fi fost, dacă ați fi ajuns la dumneavoastră, trebuia să vă puneți ghetele, să spunem că eu te-am pinoc ca lăcă. Toți ce au peste, nu știu. Eu te-am pinoc. Poate a rămas cu Belo după antrenament, dacă nu puteai să dăm gol, ia corigi și mâncați, mâncați și plecați la casă. Și cu Belo executam încă. Păi, asta e rolul fundașului. Ați simțit că s-a schimbat cumva viața dumneavoastră după finala aia din 86? Statutul aia, când ieșeați, când... Să știi că asta e principala greșeală a fotbalistului român. Infatuarea asta. Toți cameram cu nasul pe sus. Vi se suise un pic nasul. Sigur, sigur. Până vine clopoțelul și spune, stai acolo. Da, dar rezultate aia... nu s-a simțit. Eram, nu că eram încă, eram așa, simțeam noi că suntem apreciați, adulați. Aveam sentimentul ăsta. Erați ca niște zei în România, sincer. Da, pe unde mergeam și începeam să profite. Și mecherea și ăștia, păi cum? Mă gândeam și vorbeam, mă, până când să câștigam asta. Erau 10 pe la antrenament, 10 când am început ușor, ușor cupele europene. Erau, păi, dar tu ce-ți faci, prieteni? Așa. Că joci pe la scoricei, nu prea prieteni. Anturajul se mărește în momentul ăla. Păi, sigur, sigur, așa. Atunci, știi? Da. Dar așa aici se vede, știi? Și vine clopoțelul și spune. Stai, ia prăjite, te lasă, lasă că cobor din nori. Stai, sigur. Da, dar ți-a avut seria aia cât 104 meciuri neînvinsă. Da, da, da. Nu s-a mai întâmplat. E ceva... Mă uitam peste clasamente din nou, am prins perioada aia și mi se pare absolut incredibil ca o echipă să nu piardă 104 meciuri. Da. Echipa era foarte valoroasă, toată lumea. Și golul numărul 100 l-am dat eu la Suceava. Asta golul 100. Din perioada asta. Da. Dar... Cu dreptul l-am împins pe meu la vine la corner. Și a venit, mi se pare, Cașuba sau cine a venit cu talpa. Cașuba a venit, da. Așa și eu de frică am dat țara la poartă. Și s-a repede, chiar în vincul s-a dus. S-a dus în vincul. Vreau să vă întreb o chestie. Spune. E marea râcă între dinamoviști și steliști, Lucescu și colegii dumneavoastră și dumneavoastră, care echipa a fost mai ajutată și care era mai influentă în perioada aia? Care e opinia? Nu, eu am jucat și la Dinamo și la Steaua. Asta, de asta vă întreb. Nu am fost ajutați. Haideți să vă spun sincer. N-am fost. Nici Dinamo, nici Dinamo. Da, am fost jucat la Dinamo. Nu a fost singurul lucru care eram favorizați când veneam din deplasări, când mai venea mașina lui Dinamo, pe Menis, fratele Argentina Menis. Venea Menis și ne lua de pe pistă, mai făceam vama cu ce veneam. Dar la meciuri, păi da, erau meciuri care ne chiar o dată la Târgu Mureș cu Dinamo, mi-era sigur că zona roșu din cariera mea. Așa. La Târgu Mureș, Cristian Diaconescu, Teodorescu, de la Buzău, mi-era cartona roșu. Ia mă, dă-te o jurătură de asta și mi-era roșu, echipă, rămas echipa 10 oameni. Okay. Și am pierdut 2-0. La Târgu Mureș, da? Serios, nu eram așa. Da, dar sunt totuși mărturii că Dinamo venea cu presiuni. De exemplu, rapidiștii povestesc. Poate erau culise ce vorbeau între ei, eu n-am simțit pe aceea. Nu? Și pur și simplu mă aud că a vândut ăla, că a făcut ăla, vă aveți cuvântul meu. Sunt mulți care povestesc. Și vă spun, nu am participat în viața mea la un meci trucat. Nu? Ori n-am fost băgat că era mai fraier, așa. Și, dar eu știu că fundaș central, că da. Am avut noi o mică discuție cu... Nu știu dacă e bine să o pui pe post, când așa. S-a luat ministrul Olteanu de cineva din conducere de la noi, așa. De jucători. Că vindeau meciuri. Domnul Marcelu Lucanu, Lucan, înainte de... Da, asta știu că s-a întâmplat. Spunea, dar eu nu am participat niciodată la o vânzare sau să aud. La Craiova nu, eram prea pus și... Da. După aceea la Dinamo. Ok. Nu puteam gândi asta. La Scoricei nici atât. Iar la Steaua s-a câștigat. Ceva, la un meci cu Târgu Mureș, pe aia mi-a spus Beloni ceva loci, dar nu cred. Și la asta ce puteam să faci, că avem echipă extraordinară. Deci, nu am participat 360 ceva de meciuri în Liga 1. Bine, că atunci poate aveam 500 dacă se dădea la două cartonașe galbene. Și plus, am avut ceva accidentări. Mai. Două întorse, comoții. Uh-huh. Și comoții. Cea mai gravă care a fost dintre comoții? Cu Cămătarul la Craiova. Jucam tineretul, eram la tineret, completat cu ceilalți, jucam, făceam școală. Da. După mare, minge în aer, camic cap în cap, salvare, luat la spital direct. Două zile am stat cu el. Wow. Da. Și m-am întâlnit când, eu mai vorbesc cu el mereu, la Craiova, cu Sorin, cu Cătui Rimescu, cu Rimescu a fost cel mai bun prieten, Mircea. Dar și eu nu iau ungureanu, cu negrile iarăși da. Vorbesc. A, vorbesc, și ne-au ceva aminte. Blondule, că așa zic, mi-a zis,
Cami când îl sun că mă tăriți, Cami el blondule. Da. Vino băi la mine la restaurant să-ți mai stăm de vorbă și el, cred că un alt cu Beldeanu, cu Aurică și... Hai, vino, mai discutăm, mai... M-am întâlnit că aici, la Dental Med, la... cu el. La, la Beloni nu v-ați dus când era, ba da, poate când era stomatolog. Loc, și bune? Păi atunci dacă nu... Bun stomatolog sau? Da, da, da. Serios? Da. Păi acolo era aici avea, nu? La stadion avea la cabinet? A fost 2... condiție, înțeleg, când a venit să-i facă un cabinet aici. Nu a aici. Fost condiție. Nu? A dermat de toaleta. Păi, și acolo a făcut cabinetul? Acolo, da, păi, ce dar acolo era și... abonat Pițurcă și la Cătuși. La el. Probleme, da. Păi atunci dacă aveai mai mult de două cari, nu aveai drept de joc. Da, nu era la cu anestezie atunci. La cea sportivă, da? Mergea și se făcea control. Sumatologic, sigur. Dacă aveai mai mult de două cari, nu aveai drept de joc. Nu era sau te penalizat din indemnizație. Da, că aveai cari. Da, da. Și era. Și era mână, bine. Mână ușoară, că așa era la, pe vremea aia la stomatolog. Nu mai țin minte, dar știu că l-am mușcat de câteva ori, l-am dat în îngurește câteva. Nu era un băiat extraordinar. Lumea e cu el, nu avea, era profesionist. Da. Am învățat foarte multe de la el. Avea... El avea un tag de ăsta. Înainte de meci, mergea în zona unde juca. Și avea un ciorap cu tot, cu crampoane, cu toate felul de crampoane și cheie, cheie de crampoane și patent. Da. Și meloții, în deplasări. Dă și mie pe spate, că m-am trezit la o dată când aveam 5 crampoane eu. Așa. Deci rubabile erau. Da. Și dă și mie, mie la tine, la mumeta, că mă înjura, nu mai are, știi? El a fost mereu diferit, loții. Așa. De exemplu, dacă noi în salată puneam oțet, ulei, el punea zahăr. Noi la forba beam apă de izvor, el bea apă minerală. Da. Deci trebuie să fie el diferit. Noi veneam pe 10 ianuarie, el venea pe 14. Și ce era un aro. Păi, loții. Păi, nu e interesant. Dar cine era, cine era clownul grupului? Asta, în fiecare grup e un din ăsta care întreține atmosfera, face atmosferă bună. Păi cam... Cam Ilie Bărbunescu cu mine, cu Lăcă, mai făceam catering. Okay. Când era atmosfera mai... Mai așa încinsă, încă îmi făcea semn loții. Mie Bambi... Ce zice Bambi? Bambi. Da, Bambi. Da, mie Bambi. Atmosfera incinsă aici. Ia vezi la tine, un destins. Era extraordinar. Dar și vedeam pe Valentin, a intrat Valentin cu polmolul fără filtru, cafea, așa, așa, puf. Da, da, un băiat extraordinar, Valentin. Influența lui care era? Cum era? Influența lui să fie respectați. Nu ne-a ajutat decât dacă mi-a furat mașina, a stat la drumețul 5 luni sub o prelată, mi-a dat aprobare. Asta era cu asta. Deci cum v-a furat Mi-a furat de față la bloc. Așa. Și a crescut și... după 5 luni. După 5 luni? Ce luasem alta? Așa. Păi, da, era sub prelată. Câte spiriți eu am băut eu acolo și n-am știut. Și să bea spiriți pe lângă ea. De unde vi s-a dus totuși buhul cu treaba asta? Dom'le, Iovan cu Bumbescu erau campioni, erau oameni pe teren, dar și seara când mai trăgeau cu un șpriț. Dom'le, pentru că eu eram în alb blond, deși am în evidență și mai zicea fane. Băi, iar pune ceva în cap că iar te vede. Dar și am pățit-o. Nu. Am pățit-o la Dinamo, eram în cantonament, câștigasem campionatul și jucam finala cupei cu Baia Mare. Așa. Cu Baia Mare, 3-2. Încă nici toată Tarami spune și Bălan la ei. Și a venit ministru Poftel. Așa. A venit la Săftica, la noi, la cantonament și m-a băgat în ședință că unde a fost eu noaptea trecută. Am fost la Flora și am devastat și am... Mărturit la toți că a fost în cantonament, unul s-a dus să Bumbescu. Și devastat pe acolo. Blunt, așa, da, da, da. Și da. Și apropo de asta, eram în cantonament, era groasă cu Postelnicu. Dar povestea cu motociclistele adevărată din Olanda, a povestit-o Pușcaș la emisiune. Că în Olanda v-ați dus cu Iovan într-o seară și v-au adus niște motocicliste în cantonament. Nu, minte. Cu motocicliștii a fost altceva, a fost... Eram într-un turneu la Folica Grosseto. Așa. Folica Grosseto și am... Era carnavalul la Livorno. Și am rugat pe doamna de la recepție și ne-a dus vreo 20 de km cu mașina ei la recepție. Dumneavoastră singur sau... Eu cu Ilie Bărbulescu. Așa. Bine, pe ulterior s-a alăturat de când a mirosit Fanny Iovan de a veni și el. Că noi nu știm cum a apărut și el acolo. Și la carnaval... Acolo ne-am dus și noi, frumos, extraordinar, într-un băruleț, eu cu familie, aveam ziua liberă. Jucam o zi, de exemplu, Empoli, Roma, Verona, o zi jucam, o zi tenis cu piciorul. Da. Și vreo 7 meciuri am jucat așa. Deci jucam din două zile. Și am avut un singur meciul cu Verona. Nu cu Torino, ca junior la ei. Și... Am cerut și noi, vino Rosso. Rosso vine în putelcuță, cam acrișor, Ilie Bărbulescu a început pe italian, sonoio.
un grande calciatore scoada romena, da? Că i-a creșit și ne-am pomenit pe jumătate de oră cu băiatul primarului. A venit ăla cu o altă butelcuță mare, frumos. Așa. Ne-a dus frumos, ne-am carnaval. Vremea a trecut și pe la 3-4 dimineața, hai să ne întoarcem. Ne întoarcem pe malul lacului, fugi, aleargă și pe malul lacului, motocicliști cu lanțuri. Fugeam cu Ilie, spunea, au, ne omoară ăștia să mă... Când am ajuns la hotel, cine era Nea Ion Alexandru cu țigarea. Unde ați fost? Nea Ion, matea ne-ai somn la ora asta. Da. Păi, cu cine stai bun, bestule? Zic cu Ilie, minți că stai cu Iovan. Iovan vine și el face 5 minute. Bă, mă omoară cu motocicletele! Deci ați venit tot 20, cât? 20 de kilometri? 20 de kilometri, da, alergare ușoare. Pe malul locului, da. Ce era? A apropo de motocicliști. Da. Da, nu, nu, nu știu ce vrea să spune. Finala din 89? Că nu mai aveați frică? Cât de frică mi-a fost la finala din 86, așa de încrezător a fost cea din 89. Pentru că jucasem vreo două meciuri amicale contra lui AC Milan, așa. 0-0 și 1-1, da? Și jucasem, ca joc am fost peste ei, și că le știam joc. Uh-huh. Și aceeași cu Tassotti, cu Tagurta, Bareți, Maldini, Donadoni, Angelotti. Adică, dar atunci a fost problema că și trei piese ne-au lipsit. Ilie? Nu că Adam în poartă, da. N-am nimic cu lungă și el, dar a fost tot central la primul gol. Da, se pe 6 metri, în fine. Deci Ducadam, Belozezi și Beroni. Și, cred că și Ilie a fost suspendat, Dumitrescu. Că luase galben. Da, și Ilie, da. Cu Galatasaray. Da, în cauza lui Hagi, a zis el, că nu știu ce, a întârziat un out și... I-a strigat să lase mingea. Da. Și cascul central, Belo. S-a jucat Dan Petrescu dreapta, eu cu Iovan central și stânga... L-ați avut pe Van Basten, nu? Van Basten, în fuții de față și Gulit, sau Gulit. Care era mai... Care era secretul fiecăruia, un pic, așa, spuneți-mi... Van Basten pleca cu a cincea de pe loc, cum pleca Cruyff. Explozie. Extraordinar. Așa. La Gulit, bari, la față de fix, se avea un păr de așa mai dificil, îi da. Mai râdea, îi zâmbea. Bugea și el sărea la cap, extraordinar, o inteligență în joc. Croșetau așa între ei, crucișau, extraordinar de... Ce să mai la fotbaliști. Când am văzut după aceea la televizor, uite-vă când cu ea am jucat noi. Te gândești așa, enormi au fost, mai ales Van Basten. Și o alergare de asta... L-am prins și cu echipa națională, l-am prins înainte. La Amsterdam. Chiar înainte de Euro, cred. Ați o echipa națională, dacă mai ții minte, dar el și cu Van Basten și Gulit au fost rezerve. Juca Kif și Bosman. Înainte de Euro. Și am jucat, ții minte, că a fost Lucescu cu Neimi. Da. Sau numai Neimi. Nu, doar Neimi a fost, în 88. Chiar înainte, ultimul meci, amical înainte de Euro. A 2-0 jucat cu doi la marcaj. A jucat Renic dreapta, eu cu Andone la marcaj și Libero Belo, tot ca să nu primim multe. Așa. Și stânga Klein, se pare. Ok. Și deci linia de fund de 5 ca să nu primim total la 2-0. Mhm. Uh-huh. Dar avea echipul extraordinar de bun olandez atunci. Baraj la mijloc, mai se pare, a fost Mateuț, echipă foarte da. Bună. Meciurile cu Dinamo cum erau în perioada asta? Dom'le, când era Steaua invincibilă și Lucescu tot încerca să construiască o echipă, tot încerca să vă oprească. Am avut Lucescu cu Corvinu aici. Așa. Și făcuse lăcătuși cu Ilie Ceaușescu un pariu. Așa. 1000 de lei de gol și le atunci pe. Dar nu știu dacă mai era el. Opa! Asta e special făcut. Marcele, dau interviu, Marcele. Stați, luați-o, stați liniștit. Așa. Nu cred că era la 11-0 ăla, n-a fost. Nu cred că era la Dinamo deja. Cine? Lucescu. Nu știu, i-a fost eu bancă. Da? Sigur. Dar erau, în primul rând, toată săptămâna aceea eram tocați de conducere. Se plimbau colonii generali în erau. Era colonelul Brancu, tata lui... Cristi Brancu? Da, sigur. Așa. Dedul politic. Așa. Generalul Ilie Ceaușescu. Valentin era nelipsit. De ce? Ca să nu vă relaxați, să nu să pună presiune, să jucați? Să... Da, cam așa. Și mereu, bă, ședințe. Vedeți că mă duc la Marea Adunare Națională, face la miștul de mine dacă l-am bătaie. Bă. Da. Ne promitau primă, bă, dar mai joc ăștia. Nu mai... Deci... Și era râca asta între ele și noi. De exemplu, era rivalitatea asta. Exista rivalitate, dar... Păi sunt sportiv tot făceam. Pentru că ne întâlneam
ba la echipa națională și ne tachinam. Așa. Ba la undeva la o bere sau... Unde? La, la Berlin? Unde la, se... Mai mult la Hotel Național. Așa. Sau la pădure, la Băneasa. A. La pădure. Mai ieșeam cu familie, ne întâlneam. Și era catenica asta. Uite cum, iar mă întâlnesc cu ea în buze. Și mai era atmosfera care o creai în, da, în jurul echipei. Dar știi cum e bătaie ca... Tachinările și tot. Toată săptămâna parcă nu decurge cum ai câștigat. E altceva. Bătaia de la Scornicești cu FC Olt, o mai țineți minte, decembrie 89? Da, sigur. Sigur. Ați avut un rol acolo, că a fost scandal mare. Nu, pentru că primul an am jucat, am fost în tribună. Așa, dar am accidentat, știu. A fost treabă cu Mihali și cu Lăca, în fine. A intervenit și Emil Barbulescu pe acolo, a fost Valentin, s-au potolit, dar... Erau de-astea, șmechere de-astea, figuri, fițe. Da. N-au ce căuta. No, a fost o, o altercație care nu și are loc. Rostul de el. Hagi cum era ca fotbalist? Gică? Înțeleg că nu făcea fază defensivă foarte bine. Nu că nu făcea fază defensivă, dar cum se pregătea? Cum? Extraordinar, e un exemplu. Da? Și mi-a puturos era. Și mi-a puturos. Pe cum? Că ne zice punea, că muncește, că muncește. Da. Dacă ne punea, ne-a pune Iordănescu. Așa. După fiecare, fiecare exercițiu. Și ce făcea el? Se punea pe burtă, pe sensul rostogrea. Asta făcea. Unul făcea genunchii la piept, unul flotări, el se rostogrea. Adică. Da. Era mai și mai puști atunci. Da. Adică. Da. Și aici, de exemplu, de multe ori, pe terenul ăsta, se turnea antrenamentul și să rămân cu el, să facem unul de la centru, unul la unul. Unul la unul. Bine, după două, trei renunța, că îl ciocăneam. Îi dădeați? Îl ciocăneam și pleca. Păi, el iar m-a lovit. Dar trebuia și dumneavoastră să atacați? Nu, nu, el dea mingea lungă, respingeam și mă la unul la unul. Okay. L-opream pe lung sau cine era stângaciu, da? L-opream în poartă și făceam... Da. Gică, fricos. Dar cel mai curajos care era din echipă? Să știi că am avut echipă curajoasă. Pici era, să zic că a fost foarte curajos. Sigur, Pici. Nu, te, când îl vedeai așa, te întreia cei care pane pe dreapta când... Dar Pici n-avea treabă. Stoica, la fel. Dură. Iovan, la fel. Da. Bine, mă, eu mai vorbim, eu mă vreau. Lăcă, la fel. N-avea treabă. Pentru că, important e, vă spuneam și la mai multe interviuri, am spus, domnule, important să ai meciuri internaționale. Să vezi cum e, la ce nivel ești cu ceilalți. Dacă v-am spus eu de când am fost la, în Italia. Empoli, Napoli, Roma, Verona. Amicalele, da. Amicalele. Ne-au pus în... Și vă spun. Neimi, aveam barul plin cu martini, bere. Nu beam. Câte ține din scurt atunci bei. Okay. Treceam prin bucătărie, când de la antrenament, cu veneam de la tenis cu piciorul, luam tot bere din volei, așa de sete, eu beam, așa. Ne culcam, cam ne aveam treabă. Știam că a doua zi, băi, jucăm cu contra lui Brigal sau Junior, ceva cu tare. Mergem astea kilometri, poate ne dă și nouă 50 de parai, ceva, ceva, că aveam o foame atunci. Să ne luăm video, eram nebuniți după ce ne luăm video. Strângeam, aoleo. E adevărată povestea de la Tokyo, de la finala Cupei Intercontinentale, de a spus-o Duc Adam, cu chinezii care au venit să vorbească, să aranjeze meciul? Cu... Da, eu am făcut parte din grupul ăla, dar nu știam ce nu știa ce vorbesc. Mai mult parlea Lăcă. Dar erau, deci erau niște chinezi, nu? Da, da, da. Înțeleg că umblau cu niște sute de dolari și le mai... Ne-a dat, le-a dat câte 100. Ah, v-a dat câte 100. Da, mie, lui Iovan, lui Lăcătuș, lui Ducata și lui Stângaciu. Incredibil. Da, da. Deci atât de expus totuși, era o echipă pe vremea, era atât de expus. De asta adică, dacă... după aceea ne-am mutat la ambasadă. Așa. Și el ne-a luat la... Și ne-a luat înapoi la hotel. Okay. L-am invitat în ambasadă, că am și eu gratile să... Se închidă? Dimineața. Mai sunteți supărat pe Naimi că nu v-a luat în 90 în Italia? Nu sau v-a trecut? Nu supărat pe Naimi, dar vreau să recunoască că i-am jucat două meciuri. Vreau să spun că am jucat două meciuri în preliminarii. Cu Grecia și cu... Cu Bulgaria aici. Și cu Bulgaria. 1-0 cu Bulgaria și 0-0 în Grecia. Stoichkov de Tăbulnezi l-a făcut raze. Ce ați făcut? Mi-a dat un pumn. V-a dat? Stoichkov? Toată prima repriză m-a scuipat și m-a făcut țigan. Serios? Da. Și aici, la care se întreba pe tunel, am oprit și am spus să în engleză. Da. Stai liniștit. Și atunci am vrut să lovesc eu, dau cu pățele. Ați vrut să-i dat. Da. Asta la final sau? La pauză. La pauză. Și bă, el s-a ferit. Da. Și m-a ferit eu, mi-a avut chiar aici numărul de stâng. Da. Dacă mă prindeam față, mă... Serios? Serios. Da. Și în a doua repriză, care, după la Grecia, la Grecia am scos-o de pe linia potului 88, a greșit lung. Și vreau să spun,
M-a durut, pentru că era pe sfârșit, mătâia dacă aveți mondial, și cu o zi înainte, cu o seară înainte, m-a anunțat în echipa titular, Naomi. Așa. Și a venit în dimineața meciului, Valentin Ceaușescu cu Iordănescu, m-a luat de gât. Bumbi, ar fi bine să nu joci și joci, Antonie, cu Fane, că tu ești după meciul cu Fane, că să nu fii mental pentru binele echipei naționale, okay, cu tare, că e fost ei primă și ăsta cu tare. S-a luat 7500, cel mai puțin care au jucat, și am primit 200 de euro, de dolari, prin fosta soția lui Iovan. Așa. Atât de... m-a durut treaba asta. Deci te anunță seara, îți faci idei asta că o să joci. Da. Și m-am uitat lui Polțan. Da. Polțan, e și un puțin pariu. Așa. Și îl știam, a jucat în contra lui. Și că chiar la cu Olimpici, la Bacău, cu Aragia, la 2-1. Și după aia dimineața, e un șoc ăsta, un șoc, știi? Că de dovadă, pe minutul 70 ceva, a vrut să mă bagi, n-am ajuns mai. După ce l-a eliminat pe... după ce... nu mai știu. L-a băgat pe Negrile. Ok. A trebuit să o luau un video, ne-a dat un video. Dar vreau să spun că atunci m-a... Aveați 30 de ani în Italia, adică un fundaș de 30 de ani e chiar de dorit într-un... și un fundaș cu atâta experiență internațională. Bătrân, erai bătrân atunci. Acum un fundaș de 30 de ani campion al Europei... Și altcumva paradoxul, că cu cei care au câștigat Cupa Campionilor, cam mai... că m-au pus pe butuși pe mine. Și pe Iordănescu la 31 de ani m-a spus pe la când am plecat la Steaua, a spus prea bătrân. Și a jucat la 36 cu finala Cupei. Asta v-a zis aici? Da, am plecat. Și eu și eu, la fel. Poate că voia doar, era doar un pretext să scape de dumneavoastră. Păi poate că erați incomod în vestiar. Nu ne plăceau jucătorii cu personalitate. Lui Iordănescu. Da. Dar lui Enei? Păi cam la fel a fost. La fel, nu? Pare rău. Asta este. Trebuie să spui și lucrurile astea pentru că au durut la un moment acela. Poate eram același Bumbescu, cu același spirit de glumă, același om modest, dar nu... Ia și eu cum la un campionat mondial. Poate juca în 2 minute, poate... Asta mi-a zis în Parmares, un campionat european sau da. Să participi. Da. Cred că l-am avut campion, tot ăsta, dar... Păcat, urât. Să iei pe... nu vorbesc, să mă ierte cei care îi nominalizez. Da. Mușnai, Săndoi, Adrian Popescu, care nici nu fusese reconvocați vreodată. Pe mine, pe Dan Petrescu, Cămătaru și Iovan, care participați să... Da. Da-i frumos? Nu e deloc. Când l-am întrebat și i-am spus, bine, întrebat, nu? Când a fost decizia mea, că a fost ăla, nu ai invitat, bătăi, le-am întrebat. Vrăjeală de asta. Da. De Oradea. Dar l-ați iertat, cumva? Sau încă vă mai... Știi că de multe ori... Se spune că la o vârstă... Te visez că mai și joci fotbal, eu mai dau picioare pintat. Serios, da? Păi vă cinci cu emoții, mai ești normal? Dar sunteți foarte bine, da. Cât? Orbe, 63? 63, sigur. Mulți înainte, eu... să fii sănătos. Dimineața fiecare dimineață not. Cât? O jumătate de oră, 30 de minute. Wow. La not nu stau absolut deloc. Da. Ești bazi din numai olimpic și cel mai mic. Dar dacă ar fi să intrați pe aici, pe treaba asta, v-ați mai descurcat vreun pic? Eu fac mișto oprița de mine, că-s băbăciune. M-am băgat și la tenis cu ei. Da. De-abia ce să facem o miuță lău, să-i dau una la oprița. Să simtă și el, așa. Cu echipa asta cum e? Că nu promovează, nu nimic, e așa? Da. Promovează? La nu, sigur, are semnale foarte bune. Da? Promovează, sigur. Și asta vreau să spun, mare, dacă o să mă întreb de oprița. Da. Marele merit al oprița, că eu l-am adus aici, să știți. Ok. A fost o conjunctură în care... pentru că a avut jucători extraordinari care au venit după el. Jucători care i-a dus la D și care jucaseră la Liga 1. Uh-huh. O grămadă, la Juventus. A venit după el. Ăsta e marele merit. Și mulți au strâmbat din asperura aceea. Și am luat și o bobărnace și... și uite, atunci nu prea s-au îngrămădit. Acum au început să vină pe lângă echipa, pe la B, la de promovare. Okay. Și uitați să vă spun acum cât e, 7 martie. Da. Să vedeți că s-o să vină în continuare, cât e șmecheri în ăștia. Și că am jucat și eu la Steaua, vreau și eu pe aici, știi? Da. Spune că sunt unii care au jucat la Steaua, unii care au făcut duș. Da. Știi? Da. Nu dau nume, că Steaua știu ei. Că am jucat la Steaua, a venit 3 luni, știi? Vreau să vă întreb, care credeți că va fi cuplul de fundași central al Naționalei în următorii 10 ani? Greu de spus. Păi v-am întrebat tocmai de aia, v-am întrebat, că știu că nu aveți un răspuns. Dom'le, simți și eu, de la mari antrenori care am avut, da. Dom'le, temelia unei case și formarea unei echipe se începe cu fundași centrale. Da. Și portarul. Da. Și portarul, da? Noi nu avem fundași central de echipa națională acum. Chiricheș, dar... Nu, te rog foarte mult. Nu? Până, nu. Să-l terminăm aici? De ce?
Da, deci m-a stăiat cu privirea. De ce m-a stăiat cu privirea? Nu vreau să supere pe mine. Așa. Cel mai indicat este acum, poate, bulcă asta. Așa. Și mai departe trebuie să caute selecționerul. Dar Drăgușin ăsta, băiatul, care a dat iară gol, a dat două etape la rând gol. Am văzut. E și el, dar poate experiența, nu știu. Să-l încerce, sigur. De ce? Și la mine, eu am iubit antrenorii care au avut încredere în tineret. Ok. Și știi ce mai nu-mi place mie în fotbalul românesc? Da. Ce? Foarte mult străin. Asta a spus. Uitați, domnule, și la noi, același lucru. Termină junioratul. Trecerea de la junior la seniorat e foarte grea. Domne, când echipa respectivă se prinde Călăraș sau Mejidia. Da. A terminat Republicanii. Și la echipa mare vin 7 străini. Da. Ia locul la juniorii noștri. Și nu avem juniori. Nu avem grupe de juniori bune. De ce? Că vin cei cu care îi reprezintă, așa, mai iau 1000 de euro pe câte unul, da, face burtica plină, da? Și nu dă șanse la ei noștri. Bine face. Respect pe treaba asta pe ministrul Novak. Că a zis, foarte serios. Foarte, foarte bine faci. Câte 3 străini. 3 străini. Ar fi extraordinar de bine. Cum vrei să creștem? Cum vrei să creștem? Ce străini am avut noi când am câștigat Cupa Campionilor? Am avut și noi 3 străini. Neamțu, așa, Duc Adam, și Neimi, așa, și Sârbu Belo. Nu. Și Beloni. Loții. Da. Da, Loții. Da, Weissenbacher. Nu, da, ăla e... Așa. Neamț. Da. Neimi. 4, chiar mai mult. Ați văzut? Vreau să vă spun ceva, că suntem în postul Paștelui. Vreau să vă cer iertare că am râs de dumneavoastră ca fan al lui Dinamo. Eram copil la meciul cu Eindhoven cu Romario. M-am amuzat teribil, dar era atunci, era o bucurie pentru un copil să vadă steaua un Dinamo Visă. Te iert, dar vreau să spun că greu cu Romario. Da, vezi, spun ceva, mie nu a trecut așa ușor de mine. N-a trecut, nu? Sau sunt zone laterale. Păi cui a băgat iarba în fund la fază? Nu e un gurenu. Ia să vezi bine la... Nu e un gurenu. Dacă te vede în interviu, ce se face? E foarte pricinos. Ce făcea, eu când îl bătea la tabine sau la 66, da, îl bea cărțile și pleca. Serios? Luam acasă la mine. Îl bătea la 66, nu mai stă la masă, pleca. Dar la cărcine era cel mai bun. A doua zi, de ce ai plecat, mă? Nu-mi place să pierd. Voltea de la dracu. Dar cine era cel mai bun la cărți? Păi nu jucam cărți. Nu jucam? Nu, jucam Remi? La Remi cine era cel mai bun? Și jucam un leu, 2, 3, 4. A, puțin. Jucam așa de... Da, nu. În final vreau să-mi povestiți o anecdotă pe care n-ați povestit-o și pe care puteți să o povestiți, că probabil că sunt și povești care nu pot fi povestite. Ceva amuzant, ce vă aduceți aminte din oriunde unde ați fost dumneavoastră în carieră? De preferabil la Steaua, dar cum vreți dumneavoastră, vă alegeți dumneavoastră. Glumă? Da, o ceva, o anecdotă. Sunt atât de multe povești în fotbal. Povestiți-mi cum stăteați dumneavoastră, eu mă uit la dumneavoastră acum, cum stăteați dumneavoastră cu gura căscată la cei de la Craiova și ascultați. Da. Așa mă uit eu acum la dumneavoastră. Pot să spun când am făcut o glumă, dar era glumă ca de prost gust în vremea aceea. Așa. Venea ministrul Olteanu cu Ilie Ceaucescu pe culoar, da, și Iordache îmbrăcat maior, trebuia să aia, noi în ar de cerc, trebuia să stăm poziția drept, să servesc patria, mâna întinsă. Da. Și am luat poziția lui Ceaucescu și am tot invers. Și Vasile, pe perete. La 3-4 metri, Vasile, iau ține, Nicu, întorci invers. Au. Să spire Vasile. Fișorul pe a căzut cu masă. Când am intrat, ce se întâmplă? Așa. Și asta trebuie să șoară. Da. Cu... Tot așa, veneam de la... Era ministrul Milea. Așa, ministrul apărării. Ministrul apărării, s-a pușcat la Revoluție. Da. S-a pușcat. Și am stat, asta chiar e de Caterinca, de așa, este adevărat. Așa. Și ne așteptam toți să, bine, părul așa că... Aranjați, adică, da, sau ce? Da, că venea, da. Și ne-am așteptat, a început ministrul cu Ilegea, ce să spună, de meciul, să vorbească, bun. Cine vine la gătuș, în șlap și în kilot, de venea la bazin de la asta. Floș, ăsta. Ministrul Milea, ăsta cine? Așa. Păi la gătuș. Da. Ce gradare? Păi sunt oficial, dar liceu. Bun. Și? Nu știe să salute, că lăcăr a intrat bună ziua, eu bine ziua, a intrat. Bun. Cine, al doilea, cine vine, tot așa, slab și scârma în fund, Gică Hagi. Au. Tot slab, ăsta cine mai e? Păi Hagi. Și? Însă dacă ce gradare? Până are grea, că n-a vrut să facă. Așa. A plecat din cerință. Wow. Ministrul Milea, întrebați colegii. Da. Dar înainte de ce meci, mai țineți minte ce meci era? Nu mai țin minte. Nu mai țineți minte. Dar... Și atunci trebuia să ne promită o primă
Și aici în Anglia au început să mă vin de cap de cac, acum să te spun. Și zic, atunci o dată, că vă dau 2000 de lei și am înțeles la toată cu echipa. Și nu, nu se putea. Mie, că de aia noroc cu noi, îmi spunea bună Majaru, era Bumbescu și Majaru Bumbescu nu cunoștea. Bine, eram la păr așa mai... Domnule Bumbescu, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Să fii sănătos, să ne revedem la 70, deci cât peste 7 ani, să ne revedem aici, pe teren, să mai facem un interviu. Uite acolo. Sau acolo, la colț. Corțul acela unde e, acolo. Acolo face. 7 face, acolo făceam 5 contra 2. 20 de minute erau. Deci, practic, făceați păi, da, Caterinca, ca alergare. Păi, da, Caterinca, pe aceea la masă. Băi, ce fraier, stai. Un era așa. Mă puteai la mijloc dacă prindeai. Mulțumesc mult de tot. A fost GSP Live în această dimineață. Ne revedem mâine la ora 9 și un minut. Toate bune, o zi bună, numai bine.